Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să răspundem la întrebarea, cum este mai bine să rambursezi anticipat un credit? Prin reducerea perioadei sau a ratei lunare? Am explicat deja că este mult mai bine să rambursezi anticipat prin reducerea perioadei, păstrând aceeași rată lunară la bancă. Această strategie va reduce cel mai mult dobânda viitoare. Pentru a demonstra exact acest lucru, continuăm cu același exemplu al creditului ipotecar de 400.000 de lei cu o dobândă anuală efectivă de 5,5%, contractat pe o perioadă de 30 de ani, timp în care plătim dublu, respectiv 817.616. Acum, să ne imaginăm că după 2 ani de la contractarea creditului, avem o sumă economisită sau moștenită de 27.000 de lei, ceea ce reprezintă ratele pentru aproximativ un an. Avem două opțiuni. Prima este să rambursăm anticipat prin reducerea perioadei creditului cu 49 de luni, dar păstrăm rata lunară la același nivel de 2271. Astfel, creditul se rambursează în aproximativ 26 de ani în loc de 30 inițial. A doua opțiune este să păstrăm perioada creditului conform graficului de rambursare, respectiv 30 de ani, dar să reducem rata lunară de la 2271 la 2113, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 158 de lei pe lună. Cum am ajuns la noua rată de 2113 lei? Este simplu, folosim aceeași formulă din Excel introdusă mai devreme, respectiv PMT, adică payment în engleză înseamnă plată, cu următoarele variabile. Avem dobânda anuală efectivă de 5,5% împărțit la 12, apoi numărul de luni rămase de rambursat după 2 ani de credit înseamnă 28 de ani ori 12 luni și principalul rămas de rambursat conform graficului de rambursare, adică 388.923 cât aveam la începutul anului 2, minus rambursarea anticipată de 27.000 de lei. Și acum se pune întrebarea, în care dintre cele două variante economisesc mai multă dobândă? Ei bine, în prima variantă, dobânda totală plătită se reduce cu 84.606 lei, ceea ce reprezintă de 3,13 ori mai mult decât plata anticipată de 27.000 de lei. Deci multiplic efortul de rambursare anticipată de circa 3 ori. Acum, în a doua variantă, dobânda viitoare este redusă cu 52.739 de lei, ceea ce reprezintă o multiplicare a efortului de aproape 2 ori. Evident, ar trebui să prefer prima variantă, deoarece economisesc dobândă suplimentară de 31.867 de lei și îmi multiplic efortul de 3 ori față de a doua variantă, unde este doar de 2. Astfel, plata anticipată de 27.000 de lei la creditul ipotecar prin reducerea perioadei și păstrarea ratei lunare îmi scade dobânda totală cu 84.000 de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din totalul dobânzii plătite la credit. Practic, perioada de rambursare se reduce cu 49 de luni, scap cu 4 ani mai repede, ceea ce înseamnă că reduci perioada cu 13%, dar efectul este exponențial accelerat, scad dobânda cu 20%. Atenție! Atunci când rambursezi anticipat un credit, trebuie să menționezi băncii varianta explicită pentru care optezi. Acum știi că cea mai bună variantă pentru tine este reducerea perioadei creditului și păstrarea ratei lunare. În practică, am întâlnit un paradox. Deși reducerea ratei lunare și păstrarea perioadei de rambursare economisește mai puțină dobândă, există oameni care preferă această variantă deoarece resimt o scădere a costului lunar cu rata la bancă. În exemplul nostru de mai devreme, respectiv 158 de lei în fiecare lună mai puțin. Venitul lor disponibil crește și ei, oamenii, cred că au un standard de viață mai bun. Este fals. Aceștia nu aleg prima variantă pentru că rata lunară rămâne aceeași și nu resimt un progres, un rezultat palpabil al efortului lor de a plăti anticipat creditul. Rațional, această decizie este greșită din punct de vedere financiar. Acești oameni percep prezentul imediat prin reducerea ratei lunare și nu realizează că reduc mai puțin dobânda în viitor. Haideți să vedem ce trebuie să faci pentru a nu cădea în această capcană. În primul rând, stabilește-ți un obiectiv.
vreau să rambursez creditul ipotecar în 25 de ani în loc de 30 sau, de ce nu, în 20 de ani sau poate chiar mai repede. În al doilea rând, măsoară rezultatul palpabil al efortului tău. Adică solicită noul grafic de rambursare după plata anticipată și vezi cât a scăzut dobânda viitoare și cu cât se reduce perioada de rambursare a creditului. Chiar dacă rata lunară rămâne aceeași, știi concret că efortul tău duce la rezultate mai rapide și la un credit plătit mai ieftin. Nu uitați, așteptăm întrebările dumneavoastră pe adresa bim@digi24.ro, acronimul desigur de la Banii în Mișcare. Ne puteți trimite aici recomandări de subiecte sau întrebări legate de finanțele personale sau pentru dezvoltarea afacerii. În episodul următor răspundem la noi întrebări pe care le-am primit de la telespectatorii noștri despre rambursarea anticipată corectă a creditelor. Până atunci să nu uităm, banii ar trebui să fie întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.